La bună vedere, doamnelor, domnilor, bun găsit la ediția de astăzi a Curierului Politic. Invitat astăzi e profesorul Ioan Ghișe, fost senator, care a avut amabilitatea să răspundă prezent invitației de astăzi. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, domnul Roșu, și mulțumesc pentru invitația onorantă de a vă fi oaspete la emisiune. Vă propun trei subiecte astăzi și le voi anunța foarte rapid. Întâi și întâi, intransigența Uniunii Europene față de România. Ați văzut și urmează o nouă întâlnire la nivel înalt al Uniunii Europene. Apoi, cum vedeți dumneavoastră povestea referendumului și ce se dorește cu acel prag de care se face vorbire? Și bineînțeles, la final, nu pot să pierd această oportunitate și ocazie. De ce Ioan Ghișe candidează ca independent? Pentru că nu e așa de ușor să candidezi ca independent. Nu beneficiezi de aportul, de sprijinul unui partid. Mai întâi și mai întâi, intransigența Uniunii Europene față de România în viziunea noastră. Prima precizare este că avem de a face cu atitudinea Comisiei Europene prin conducerea ei față de România și nu atitudinea în ansamblu a Uniunii Europene. Pentru că Uniunea Europeană înseamnă un grup de autorități și instituții care înseamnă reuniunea țărilor membre ale Uniunii Europene. Noi acum asistăm la o ofensivă a Comisiei Europene prin reprezentanți de vârf, cum ar fi primul vicepreședinte Timmermans, împreună și cu alte entități legate de populari europeni. Aceștia sunt conduși de către creștini democrații germani ai Angelei Merkel și au niște interese foarte concrete legate de România, prin aceea ca anul viitor în România să fie alt guvern decât cel PSD-ALDE, astfel încât președintele Iohannis să aibă mai multe șanse în a fi reales președinte al României. Asta, ce spun eu, apreciez că este interesul german. Acum, Olanda, pentru că acest Timmermans este olandez, deși din familie social-democrată ca și grup politic european, Olanda are interese ca România să nu fie primită în spațiul Schengen. De ce? Pentru că rivalul portului Rotterdam, poarta pentru comerțul din Asia în Europa, ar putea deveni portul Constanța. Deci dacă România ar fi membră în spațiul Schengen, fără diferite bariere vamale, mărfurile din Asia ar veni în Europa prin portul Constanța, ceea ce olandezii nu-și doresc. Și atunci se mai adaugă un interes al socialdemocraților din familia europeană, cărora nu le convine faptul că în România, a șasea țară ca număr de populație dintre țările Uniunii Europene, Partidul Social-Democrat are aproape jumătate din Parlament, singur. Este unul dintre cele mai puternice partide social-democrate din Uniunea Europeană. Așadar, e bine să înțelegem că aici se conjugă trei tipuri de interese externe. Creștini democrații germani care își doresc un guvern favorabil președintelui Iohannis ca să-i crească șansele să fie reales. Este interesul olandez prin Timmermans ca România să fie incriminată și, să zicem așa, ținută la colț sau subiect de critică în cadrul Uniunii Europene. Și ținută pe loc, la comisie, într-un segment important. Portul Constanța, chiar dacă nu are infrastructură, dar poate modernă. Dar poate să redevină în câțiva ani un concurent extrem de puternic pentru Rotterdam și atunci s-ar dezvolta prea mult și prin România, nu? Foarte corect. Și al treilea este interesul social-democraților din familia europeană ca Partidul Social-Democrat din România să nu fie atât de puternic și de bine reprezentat, pentru că în cadrul grupului social-democrat european numărul de europarlamentari de la PSD România este foarte mare, e aproape jumătate din delegația României. Ea, delegația României, fiind una dintre delegațiile numeroase. Repet, suntem a șasea țară ca populație și ca număr de parlamentari din cadrul grupurilor țărilor membre ale Uniunii Europene. Deci uite cum se conjugă trei tipuri de interese, german, olandez
și social-democrat împotriva României și atunci acționează discriminatoriu împotriva noastră. Și al patrulea, dacă mi este permis ca întrebare sau ceva subiectiv cumva, nu există o divizie și din România care să... Aici sunt sorioșiștii băsiști în frunte cu Monica Macovei și cu Cristian Preda și el dintre europarlamentarii băsiști sau Siegfried Mureșan, care acum e la liberali și care au ajuns până la aceea să ceară în Parlamentul European ca României să-i fie retras dreptul de vot în cadrul Consiliului European, ceea ce este absolut dezonorant și antinațional, antiromânesc. Asta corelat cu o cerere de punere sub acuzare pentru un altă trădare, poate cere acum cineva după la PNL sau din altă parte, nu știu, că doamna Viorica Dăncilă, doamna prim-ministru, iată, a fost și în Turcia într-o vizită bine venită. Iată, domnul președinte Iohannis, după 45 de ani de la ultima vizită a unui șef de stat în Italia, a mers în Italia și am văzut acolo că a mai greșit și domnia sa la protocol. Bine, acum știți ce se întâmplă? Ca o paranteză pentru o imagine de ansamblu. Noi să fim în calitate de cetățeni foarte vigilenți și putem zice severi în opinii atunci când este vorba de fapte politice și nu de chestiuni de protocol. De ce spun asta? Premierul Dăncilă, acum în vizita la președintele Erdogan, a semnat o serie de acorduri bilaterale România-Turcia, în mod special pe domeniul economic, ceea ce este salutar. Ori relațiile dintre lideri politici, că vorbim de premier, că vorbim de președinte sau miniștri sau președinți de camere de parlament, e bine să se concretizeze în documente, în acorduri realizate. Că degeaba te-ai dus, ai făcut poze, ceva imagini cum ai dat mâna de protocol mai reușite sau mai puțin reușite, te întorci acasă și nu rămâne nimic. Ți-a mai admirat cineva cravata sau poșeta deci, sau pantofii? Esențial este realizarea de acorduri bilaterale Am sau înțeles. Multilaterale între țările care participă. Dar simt de la dumneavoastră așa că urmează un dar. Uniunea Europeană ce o să zică de vizita asta și de acordurile încheiate cu Turcia? Pentru că Turcia nu e tocmai într-o poziție extrem de privilegiată cu Uniunea Europeană. Da. Ba chiar are diferențe de opinie mari. Da, haideți să despicăm puțin firul 4. Deci, țările membre ale Uniunii Europene s-au asociat în baza unui tratat, cum este și tratatul de aderare al României la Uniunea Europeană. Noi avem obligații potrivit tratatului. Alte obligații nu există. Ori, cum bine ați spus dumneavoastră, oare ce o să zică ei că noi facem cu Turcia? Adică așa ne-am învățat. Poate Turcia, ne spune ceva și domnul Hans Klemm. Turcia este partener privilegiat pentru Germania. E vorbitor, domnul Hans Ceea Klemm. Ce e bine pentru Germania și Franța trebuie să fie bine și pentru România. Păi și atunci cum mai e Uniunea Europeană cu două viteze? Dar chiar cu mai multe viteze. Chestia cu două viteze, eu chiar am un mesaj de la un telespectator. Walter Funk, general german și președintele Băncii Reichului, în 1943 a vorbit și a scris în documente aprobate și de Hitler, atențiune, 1943, ca după război Europa să fie organizată cu două viteze economice. Două autonomii, spunea, normală și limitată. Viteze. Exact. Deci două viteze. Deci, da. Deci uite că descoperim că, de fapt, Pământul e rotund de mult. În Uniunea Europeană se proiectau încă din timpul războiului viitoare sfere de influență. Asta înseamnă predictibilitate? Da. 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 Pe termen lung? Da. Ceea ce este important pentru noi este ca să dezvoltăm relații bilaterale economice cu multe state ale lumii, altele decât cele ale Uniunii Europene. De ce? Pentru că în felul acesta ar scade deficitul din comerțul extern. Este cunoscut că atunci când realizezi contracte bilaterale cu țări care au economii puternice și tehnologii dezvoltate, schimburile comerciale de regulă se fac în defavoarea țării mai puțin dezvoltate. Așadar, noi e bine să păstrăm legăturile potrivit tratatelor de aderare cu țările membre ale Uniunii Europene, dar în același timp să ne facem propria politică de relații economice internaționale. Țări
cum sunt cele din Asia de Sud-Est în frunte cu China și Japonia, chiar din Africa sau din America de Sud, pot fi pentru noi parteneri economici privilegiați câtă vreme relații economice cu unele din aceste țări sunt stabilite de zeci de ani. Mai în amănunt v-aș ruga să explicați dumneavoastră, fiindcă putem fi foarte ușor duși pe un alt palier de către cei care combat cu tot din adinsul astfel de orientări în economie, în viața economică a unei țări, în politica economică a unei țări, de fapt, venind foarte simplu și retrograd și spunând, domne, nu, așa se făcea în socialism, așa se făcea în comunism. Nu, dacă se făcea așa, erau și locuri de muncă, era și produs realizat în țară, produs finit, valoare adăugată, nu doar export de materii prime. Acum vedeți ce se întâmplă. Față de perioada de până în 1990, în perioada comunistă, când vorbeam de o piață KR, adică țările din tratatul de la Varșovia și țările comuniste aveau o piață a lor, privilegiată, unde se făceau schimburi comerciale și în sistem barter. Acum discutăm de o piață globală, cu influențe din partea marilor puteri, că vorbim de Statele Unite, China, Japonia, Germania, Rusia sau mai știu eu cine, care altă țară. Și atunci chestiunea este următoarea. Tu, ca țară mică, noi reprezentăm, trebuie să fim realiști, 1% din produsul intern brut al Uniunii Europene. Este nevoie să ai relații bilaterale și multilaterale cu multiple piețe din economia mondială, pentru că s-au schimbat regulile de influență ale comerțului mondial, cele care erau în timpul comunismului. Și atunci, cum spun, să ne respectăm obligațiile de țară membră UE și NATO, întru totul, și în rest, treaba noastră cum ne facem politica externă. Asta o spuneți dumneavoastră aici ca un bun român. Asta este opinia mea. Și este opinia dumneavoastră pe care probabil o împărtășesc și alți români. Dar cei care ne reprezintă pe la Bruxelles sau în alte foruri de decizie și spun împotriva României, dumneavoastră i-ați etichetat scurt și rapid sioroșiștii, băsiștii, ziceți dumneavoastră, dar atunci interesul național, patriotismul lor, mai, sau e doar un termen de dicționar? Dar nu e cazul să vorbim de patriotism pentru un europarlamentar, Monica Macovei sau Cristian Preda, care se ridică în Parlamentul European să ceară retragerea dreptului de vot al României. Și atunci vin cu vorbă, cu întrebare, ce animă pe ei în luptă atunci? Interese sărășiste și oculte străine. Păi se cunoaște faptul, e de notorietate, că Monica Macovei este unul dintre oamenii cheie a lui Soros în cadrul Parlamentului European. Ea este în același timp unul dintre oamenii cheie a regimului infracțional de crimă organizată președinte Traian Băsescu. Ea a fost pusă de Băsescu ministru al justiției. De-a lungul timpului, Monica Macovei a manifestat multe atitudini anti-România și anti-popor român. Din păcate, n-a fost singură. Ea folosind sloganul anticorupție. De fapt, lucrurile stau exact invers. O să mai revenim asupra acestui subiect în final, când o să vă întreb și pe dumneavoastră de ce candidați ca independent, ce vă animă, care ar fi proiectele pentru un mandat de europarlamentar ale lui Ioan Ghișe. Domnul profesor, revenind la intransigența Uniunii Europene față de România, cineva din public de acolo, din colțul ecranului, să zic așa, un telespectator hâtru, îmi făcea cu ochiul un pic mai devreme și mă întreba, dom'le, da, președintele României nu face și el nimic, că s-a cam poziționat numai pe marginea intransigenței dovedite de Uniunea Europeană, nu prea și-a apărat țara așa cum ar fi trebuit. E bine să înțelegem ceva foarte clar. Întâi să spunem și după aia să reflectăm. Vă rog. Președintele Iohannis s-a bucurat de încrederea românilor în urmă cu 3 ani, dar la modul cum a exercitat mandatul, a demonstrat că este pur și simplu un Gauleiter. Ce este asta? Deci Germania nazistă își desemna guvernatori de provincii, cum ar fi la noi prefecții, și ăștia așa se chemau, Gauleiter, reprezentantul guvernului german. Orice face, ce a făcut
președintele Iohannis. La Uniunea Europeană tot ce a vrut Germania a fost de acord, dar cel mai grav este când domnia sa a semnat fără niciun fel de mandat legal, constituțional sau legal, ca să se accepte, prin încălcarea Constituției, strămutarea de populații pe teritoriul statului român. Mă refer la cota de imigranți, cei 7400, pentru care a semnat Iohannis. Un aspect nu prea popularizat, dar trebuie... Un aspect de trădare a statului român, pentru că în Constituție, la articolul 4, se precizează. Pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate populații. Iar dacă ce a făcut Iohannis, semnând așa cum a vrut cancelarul german Merkel, să accepte el prin pixul lui, ceea ce nu are dreptul, cote de refugiați, păi dacă este constituțional și legal să accepte 7.000, păi atunci poate accepta și 70 de milioane. S-ar putea, că tot neconstituțional și nelegal s-ar putea este. Să vă contrazică cei care sunt de acord cu acest gest, spunând, domne, intrând în Uniunea Europeană, noi ca stat ne-am angajat să armonizăm legile țării noastre cu legile din Uniunea Dar Europeană. Și atunci lege. Când există primordialitatea a unei legi de la Uniunea Europeană, a noastră să cadă pe ce planul 2. Se pune problema și așa, nu, din păcate. Asta, să fim preciși. Vă rog. Articolul 20 din Constituția României spune că în materia de drepturi fundamentale ale omului, Declarația Universală, cum spunem noi DUDO, Declarația Universală a Drepturilor Omului, are prioritate față de Constituția României și dreptul intern dacă sunt în contradicție. Dacă însă în dreptul intern sunt prevederi mai favorabile cetățeanului, acestea au prioritate. Orice e bine să înțelegem. În Uniunea Europeană nu există o hotărâre adoptată ca și directivă europeană cum că țările membre trebuie să accepte cote de refugiați. Ca dovadă că unele țări mai demne decât noi, Polonia, Ungaria și alții, nu au acceptat cote de refugiați. Așadar, reținem că președintele Iohannis, când a semnat în numele României fără mandat, pentru că politica internă și externă, spune Constituția, o face guvernul. Iar președintele semnează tratate negociate de guvern în numele statului român. Așadar, el când a semnat că e de acord cu 7400 să ne fie repartizați, că așa vroia Angela Merkel, în acea clipă a încălcat Constituția. Și repet, dacă are dreptul, că n-are, nici constituțional și nici legal, să accepte 7.000, păi înseamnă că din pixul lui poate accepta 70 de milioane în România, nu? Că tot neconstituțional și nelegal este. Din păcate... Asta ce a făcut Iohannis este trădarea intereselor cetățenilor români și a statului român. Nu dispun de informații complete în această direcție. Vă cred pe cuvânt pe dumneavoastră. Le scrie în Constituție, la articolul 4. Nu pot fi strămutate populații pe teritoriul statului român. Mergând mai departe, aici, dacă vreți, la acest subiect legat de intransigența Uniunii Europene față de România, ați văzut, se vehiculează în ultima vreme acea poveste că România va fi cumva pusă la colț pe marginea legilor justiției, care după unii nu sunt conforme cu ce se întâmplă în alte țări dezvoltate din Uniunea Europeană, și atunci ar fi tocmai bine să ni se taie și acei bani care, de care beneficiem. Ce siguranță avem noi că nu își vor impune până la urmă această voință Domnul cei de la Roșu. Uniunea Europeană? Primul lucru care e bine să-l înțelegem este următorul. Uniunea Europeană funcționează instituțional în baza tratatului Uniunii Europene și a unor directive. Corect, da, ați văzut ce timp i-au dat doamnei Dăncilă. Directive ale Parlamentului European împreună cu Comisia Europeană. Există o Curte Europeană de Justiție. Putem zice autoritatea judecătorească a Uniunii Europene. Și acum chestiunea este următoarea. Propaganda nu ține loc de reguli. Intenția unora, și în mod special sunt interese germane și franceze aici, de a reduce din fondurile alocate după niște criterii obiective unor țări est-europene. Obiective sau subiective? Regulile de alocare a fondurilor, care se aprobă în bugetul pe 7 ani al Uniunii Europene, sunt obiective. Există intenție de a introduce acum criterii subiective.
pentru că vor să reducă din fonduri pentru țările est-europene, deoarece Polonia, Ungaria, Slovacia, România, uneori Cehia și Austria, nu sunt suficient de disciplinate și obediente potrivit intereselor marilor puteri, Germania, păi de, dacă n-au câte un Germania, Franța. Și ei, adică mă iertați, deci, acum. Deocamdată ce ați spus dumneavoastră este la nivel de zvon și dezbatere lipsită de orice temei de reglementare. Dacă va fi o astfel de reglementare, ea trebuie aprobată de toate țările membre prin consens. Ori așa ceva niciodată nu va accepta Polonia, Ungaria, probabil nici România. Adică să fie condiționate atribuirile de fonduri în programul de 7 ani în funcție de criterii subiective. Și acum să revenim la fond. Vă rog. Anume, declarațiile cu caracter general, potrivit cărora România n-ar îndeplini niște criterii, ele trebuie duse spre concret și punctual. Ce text din care lege, modificată ale legilor justiției, nu este în concordanță cu Tratatul Uniunii Europene și cu standardul exact Comisiei de la Veneția? Exact cum a cerut doamna Dăncilă, doamna prim-ministru, în speech-ul făcut. Deci e bine pentru telespectatorii argeșeni și piteșteni să știe. Comisia de la Veneția este un organism specializat al Uniunii Europene, se numește Comisia pentru Democrație prin Drept. Este o reuniune de specialiști din toate țările membre, sunt 28 de la noi din țară, membru este profesor universitar dr. Tudorel Toader și de mulți ani de când era la judecător la Curtea Constituțională. Și această comisie elaborează niște standarde, recomandări pentru ca principiile fundamentale ale statului de drept și democrației să fie promovate în țările Uniunii Europene. Comisia de la Veneția nu adoptă directive cu caracter imperativ, ci stabilește niște standarde și în anumite cazuri realizează rapoarte în constatare. Așadar, când într-o țară, Polonia, știți că sunt mari probleme acolo legate de modificările care le fac ei la sistemul judiciar, sau România acum, cu modificarea legilor justiției, realizează niște transformări, trebuie văzut două repere. Care este standardul european în materie și ce opinie exprimă Comisia de la Veneția? Regulile din standardul european, deoarece sunt reguli, trebuie respectate, mă refer la directive, respectiv punctele de vedere ale Comisiei de la Veneția merită avute în vedere. Și probabil că ajungem la al doilea subiect al interviului nostru, referendumul. Păi știți de ce suntem noi acum în impas după acest referendum? Pentru că guvernul a comis două erori. Nu a respectat punctele 7 și 8 din codul de bune practici în materie de referendum al Comisiei de la Veneția. Ce spune acolo? La punctul 7, în acest cod, îl găsește oricine pe internet, scrie că în materie de referendum nu se recomandă, atențiune, quorum de prezență și nu se recomandă quorum pentru adoptarea vreunei decizii prin referendum. Așadar, ce avem noi, articolul 5, aliniatul 1 și 2 din legea 3/2000 a referendumului, acum, acel quorum care zice să se prezinte minim 30%, respectiv să voteze într-un fel sau altul minim 25% din numărul de alegători din listele electorale, este în contradicție cu standardul european în materie de referendum și uite așa ne-am trezit la interval de 6 ani cu al doilea referendum nevalidat. De ce? Pentru că însăși conceptul de validare legală a referendumului pe bază de quorum este un concept neconstituțional și eronat. Până la acest subiect legat de povestea referendumului și de ce se dorește cu acel prag, da? V-aș mai întreba punctual, scurt, la primul subiect dezbătut. Care credeți că va fi poziționarea europarlamentarilor, așa, cu ghilimele, cum a zis și dumneavoastră, români, dar sub umbrelă soroșistă? Când se va discuta despre România? Cred că săptămâna viitoare, dacă nu mă înșel.
Potrivit tradiției, acești sărășiști care reprezintă interesele regimului băsist în Parlamentul European, că-i Monica Macovei, că-i Cristian Preda, se vor manifesta din nou critic la adresa țării noastre, acuzând guvernul PSD și ALDE, ceea ce este pe placul creștin-democraților germani și al socialiștilor europeni. Chestiunea este următoarea. Noi, exprim o opinie și eu, îmi permiteți, nu este nevoie să fim sensibili la vorbele lor, ci la fapte. Și anume, dacă va exista o astfel de dezbatere, cum e planificat în două rânduri, pe 3-4 noiembrie și respectiv pe 17-19 noiembrie, atunci este bine ca europarlamentarii noștri să exprime puncte de vedere foarte clare și tranșante pe ceea ce există ca stare de fapt în România și respectiv să ne raportăm la regulile europene, nu la propaganda sărășistă, băsistă, anti-români și anti-stat român. Pentru că ăștia tot așa se vor manifesta cum s-au mai manifestat. Adică ei vor să acrediteze ideea în Parlamentul European și la Comisia Europeană că în România ar fi corupție mai multă sau mai mică doar datorită acestui guvern. Am să vă spun ceva foarte important pentru telespectatorii argeșeni. În 2014 s-a realizat primul raport în privința stării de corupție percepută în țările membre ale Uniunii Europene pe baza unei decizii luate cu 3 ani înainte. Deci în 2011 au convenit ca la 2 ani să se realizeze un raport privind percepția corupției în țările europene. Să vedeți ce surpriză. Raportul din februarie 3, 2014, pe care oricare cetățean îl găsește pe site-ul Uniunii Europene, al Comisiei Europene, scuzați, ce arată? Că anumite țări occidentale, când vorbim de Italia, Spania, percepția corupției din partea cetățenilor, precizez percepția, da? Depășește 90%. Iar în cazul României, repet, în anul 2014, eram stat membru al Uniunii de 7 ani, percepția era mai mică decât în Germania, care avea peste 50%. Franța 60%. Percepția corupției în sistemul public. Pentru că acest raport a prezentat astfel de adevăruri, următoarele rapoarte nu s-au mai făcut. Cine a fost cel care a promovat ideea de a nu se mai face alte rapoarte? Același vicepreședinte, olandezul Timmermans. Avem parte de olandez noi, arbitru la meci de fotbal al Naționalei României olandez, iată, arbitrariul vine dinspre Olanda. De altfel, o țară frumoasă, cu oameni minunați, cu lalele nemaipomenit de frumoase și Piteștiul. Și România e o țară cu oameni minunați, da. Dar mai avem și excepții. Acum, cel de-al doilea subiect de care făceați și noastră vorbire, povestea referendumului și ce se dorește cu pragul. Ați văzut, a debutat cumva cu contre în politicul la nivel național. Unii au spus, de ce, domnule, acum, tocmai după 3 ani, alții au venit și au spus, domnule, păi da, stați puțin, că este o inițiativă cetățenească. S-au strâns peste 3 milioane de semnături. Trebuie să o punem în aplicare. A, nu, că trebuie, n-ați pus camere de luat vederi, n-ați făcut acolo ce trebuie. Acuze foarte mari, grave unele, de bani, nu știu, sifonați, ca să folosesc un termen nu tocmai academic, și o stare de neîncredere. A, nu, ăsta e pentru ca Dragnea să schimbe pe urmă Constituția, să se întâmple, să facă. Sunt curios, dumneavoastră, care aveți experiență și de primar al unui oraș mare din România, la Brașov, da? Care aveți experiență și de senator și nu mai vorbesc de experiența de profesor. Cum vedeți această bapa mătii? Iertați-mă că iar folosesc un termen neacademic. Cred că e bine să despărțim discuția în două. Vă rog. Aspectul civic și respectiv aspectul politic. Civic, un număr de 3 milioane și jumătate de cetățeni români
au semnat o inițiativă de modificare a articolului 48 aliniat 1 din Constituție pentru precizarea faptului că o căsătorie se realizează între un bărbat și o femeie. Declarația Universală a Drepturilor Omului, prin articolul 16, invocă femeia și bărbatul ca și inițiatori și realizatori ai unei căsătorii, dar în același timp, Declarația Universală prin articolul 16 precizează două instituții, familia și respectiv căsătoria, care la noi sunt de asemenea reluate în codul civil, familia respectiv căsătoria, și merită ca telespectatorii să se uite la articolul 159 din codul civil. Vorbesc din memorie, sper că e chiar 159. Și acum chestiunea este următoarea. 500.000 de cetățeni au dreptul să facă o inițiativă de revizuire a Constituției. Dacă au semnat 500.000 de cetățeni, este obligatoriu organizarea unui referendum național. Așadar, vrea nu vrea Parlamentul, referendumul trebuie organizat. Nu are nicio legătură cu Dragnea, Mandea și așa mai departe. Chestiunea este următoarea. În mod greșit, în legea referendumului, articolul 5, aliniat 1 și 2, pune abuziv, arbitrariu, inutil, problema de prag, quorum de prezență, quorum necesar adoptării unei decizii. De ce este abuziv și arbitrar? Încalcă standardul Comisiei de la Veneția, mă refer la articolul 7 din Codul de Bune Practici în materie de referendum, și, potrivit Declarației Universale a Drepturilor Omului, voința poporului se exprimă prin sufragiu universal. Sufragiu universal sunt atât alegerile parlamentare sau locale, cât și referendumul. Constituția României, în articolul 2, precizează că acestea două sunt formele de exercitare a suveranității naționale. Alegerile și respectiv referendumul. Păi, la alegeri nu avem quorum de prezență. Nu avem quorum necesar pentru adoptarea unui vot. De ce la referendum să avem? Atunci îi dăm dreptate domnului Dragnea, care spunea că ideea de quorum ar inhiba prezența la vot? Nu. Ca așa s-a exprimat domnia sa. Băi nu, dar opiniile din sus și le-a exprimat după referendum. După, dar... Dar stați puțin. Normal era ca ei să conștientizeze, eu îmi răcesc gura prin Parlament de vreo 5 ani, arătând încă din 2012, de 6 ani de zile, că acest concept de quorum de prezență sau quorum necesar pentru adoptarea unei decizii la referendum sunt arbitrar stabilite și neconstituționale și inutile. Ca dovadă că noi în ce situație suntem acum? Avem o lege adoptată de Parlament, legea privind modificarea, revizuirea Constituției, articolul 48, indice 1, aliniat 1, i s-a dat poporului să se exprime prin referendum, da sau nu, sunteți de acord cu legea adoptată de Parlament, 90% au spus că da, și datorită faptului că mulți au lipsit, s-au invalidat voturile valabile ale celor care s-au exprimat prin vot. Ori atât Dudo, Declarația Drepturilor Omului, cât și Constituția spune că poporul se exprimă prin vot. Prin vot exprimă voința sa, nu prin absență. Mă înțelegeți? Și atunci cei care au îndemnat la boicot, ce ar merita? Sau cum trebuie să ei interpretați? N-are nicio relevanță. Problema este că nu pot să... Suveranitatea poporului ca și concept, ea nu poate fi îngrădită de un prag la referendum. Stați numai o clipă, domnul profesor. N-are nicio relevanță în sfera dumneavoastră, sunt în opinia opinii. Noastră. Noi sunt putem opinii. Accepta opinii pro și contra. Da, dacă vin poate de la unul ca mine, care, nu știu, sunt un umil slujbaș al... cetățenilor stegare, dar veneau de la niște decidenți politici. Domnul, ne aducem aminte și Traian Băsescu a făcut treaba asta la un moment dat. Dar era interesat. Aha. Păi stați puțin, să lămurim. Din perspectiva mea, opiniile cetățenilor sunt liber a fi exprimate, indiferent că sunt pro sau contra un subiect. Nu contează că opinii de la X care exercită o funcție sunt de la un cetățean care nu exercită nicio funcție. Opinia liber exprimată, ea nu este izvor de drept. Izvorul de drept este legea, Constituția, Declarația Drepturilor Omului, legea pozitivă, legea specială.
Ori problema noastră cu referendumul este că acest articol 5 din legea referendumului este arbitrar, inutil și până la urmă neconstituțional. Și el, ce problemă ne-a creat? Păi poporul s-a exprimat 90% da, vrem să se accepte introducerea în Constituție, căsătoria este între un bărbat și o femeie, și zice, nu-s valabile voturile voastre, că mulți alții n-au venit. Păi cum vine chestia asta? Asta este, arată nonsensul. Au câștigat prin neprezentare. Nu se poate așa ceva. Păi dar de ce să se aprecieze că cei care nu s-au prezentat la vot, de ce votul lor a fost contra? De ce n-a fost pentru? Adică, ce vreau să spun este că potrivit Declarației Drepturilor Omului și articolul 2 din Constituția noastră, exercitarea suveranității naționale se face de către popor prin vot. N-ai exercitat vot, n-ai participat la exercitarea suveranității naționale. Cât de tare credeți că a fost influențat acest referendum de faptul că s-au ales două zile pentru referendum? S-au ales două zile pentru că există experiența din 2003 când s-a adoptat modificarea la Constituție și s-a creat posibilitatea ca să voteze un număr cât mai mare de oameni. Partea proastă este că guvernul, potrivit articolului 8 din Codul de Bune Practici al Comisiei de la Veneția, nu a făcut ce scrie acolo. Ce? Era obligat să explice în calitate de autorități organizatoare care sunt consecințele juridice ale votului pentru sau votului contra, într-o manieră imparțială. Așa spune în cod. Cam greu de obținut imparțial. Păi da, asta trebuie să faci. Trebuie să spui, domnule, dacă se votează da, înseamnă asta ca efecte, dacă se votează nu, înseamnă asta ca efecte. Nu să promovezi tu una dintre soluții, aia trebuie să fie dreptul cetățenilor. Dar în calitate de autoritate care organizează referendumul, trebuiau să facă lucrul ăsta și nu l-au făcut. S-au speriat atât de tare de acea plângere făcută de domnul Orban? Nu, n-are nicio legătură. N-are nicio legătură, am înțeles. Minoritățile sexuale, credeți că s-au simțit vreo clipă amenințate? Nu, de aici pleacă. Deci noua ordine mondială are ca și obiective promovarea unor politici, printre care ștergerea identității de gen, a identității naționale, a identității religioase și așa mai departe. Adică deci vreți să spuneți că e o nouă religie, cumva. Da, deci cine caută pe internet ce înseamnă noua ordine mondială va găsi aceste lucruri, ca să nu spun aceste adevăruri pe care eu doar le invoc aici. Deci există scopuri mult mai absconse, cum se spune, în spatele acestor chipurile drepturi ale minorităților. Elegant ca întotdeauna, absconse, un termen curat, da. Frumos, deci, nu ascunse. E bine nu, ca noi nu să înțelegem că pașile, nu perverse. Străinii în familia cărora am intrat noi acum în Europa, dar străinii mai larg vorbind în sensul de autorități, instituții, de globalism, popoare de pe tot globul, da. Da, mi-ați luat vorba, de străini la modul general, nu toți dintre aceștia ne doresc binele. Iar competiția este mai mult decât europeană, este chiar globală. Culmea, acum când nu mai suntem socialiști, comuniști, acum când suntem și noi căderea, liberi, da? Căderea comunismului în anii democrați, 90 a creat noi perspective, noi libertăți și noi configurații de influență și de putere la nivel mondial și european. Da, dumneavoastră ziceți așa, dar omul care a lucrat până în 89 și a văzut, face un raport și vede că atunci existau posibilități sau erau altele cerințele, poate să spună și va fi acuzat sigur, cu siguranță de unii de faptul că ia câte este cumva tânjește după acele vremuri, da? Păi totdeauna spună, amintirile despre tinerețe sunt poate frumoase. Poate să spună, da, domnule, dar atunci era posibilitatea asta. Mai avem doar vreo 10 minute, îmi spun colegii din regia tehnică, și m-aș grăbi către ultimul subiect pe care ni l-am propus pentru astăzi, dacă nu mai aveți nimic de adăugat la povestea referendumului și de ce se dorea cu acel prag. De ce
Ioan Ghișe candidează ca independent pentru un mandat de europarlamentar, când are o imagine de ansamblu bine proiectată vis-a-vis de activitatea de acolo, de la Bruxelles. Candidez ca independent dacă voi reuși să strâng la nivelul țării 100.000 de semnături de susținere, pentru că este singura formă în care pot candida. Păi, stați un pic așa, oamenii n-au mintea chiar atât de scurtă. Ați simpatizat, ca să zic așa, cu anumite formațiuni politice. Nu se putea găsi varianta să fiți sprijinit, pentru că una este duș singur. A mai încercat Mircea Diaconu, actorul, da? Tot de aici, din Argeș, a plecat cu un aro 10 galben prin toată România. Și am un Logan care a făcut-o la Argeș. Și a avut noroc, da. Bun, dar nu e greu? Păi este nu foarte e greu. Aproape imposibil? De aceea pe undeva? Cetățenii să se uite pe site-ul personal www.ghise-ioan.ro, pe Facebook am ioan.ghise.eu de la European Union și să mă ajute cu semnături ca să pot candida. Chestiunea este următoarea. Dumneavoastră nu beneficiați partidele acum de un cabinet parlamentar, nu beneficiați de un aport logistic, nu beneficiați. Dar dacă îți dau cetățenii susținere prin semnătură, ai șansa să candidezi. Asta încerc pentru că e singura formă în care pot candida. Din păcate. Da. Se poate întreba și cetățeanul la un moment dat. Dom'le, păi da, uite, ăla ne-a vorbit de rău, ăla de rău. Ta, de unde sunt eu sigur că o să faci ce mai bine acolo. Într-o emisiune anterioară în care ați avut bunătatea să faceți această lansare chiar aici la Argeș, la Pitești, vă propuneați niște obiective. V-am spus de atunci că sunt curios cum vedeți acele obiective, detaliat puțin. Și pentru că avem ceva timp, prima chestiune este următoarea. În 27 de ani de carieră politică m-am străduit să promovez câteva valori, vă precizez trei. Competența politică, cinstea și patriotismul. Aceste valori mă voi strădui să le promovez și în Parlamentul European, în situația în care voi strânge semnăturile 100.000 la nivelul țării. Haideți și voi putea să luăm candida. Situația cea mai optimistă. Ați ajuns, ați luat semnăturile, ajungeți în Parlamentul European. Acolo ce putere aveți dumneavoastră? Pentru că acolo din practica puterea de zi cu zi vedem că și acolo e pe familie, e pe neamuri, e pe, ar zice unii, pe clanuri, dar acolo nu e nici pe clan. Acolo fiecare europarlamentar dintr-o țară membra Uniunii Europene are două posibilități de exprimare. Prima, sunt declarațiile politice făcute în plenul Parlamentului European. Ele reprezintă atitudini față diferite probleme europene. Și a doua este exprimarea în cadrul comisiilor de specialitate, acolo unde se pregătesc proiectele de rezoluții și respectiv directive adoptate de Parlamentul European. Mai există niște forme de exprimare, contribuția personală în cadrul rapoartelor unor subcomisii în cadrul comisiilor de specialitate. Chestiunea este următoarea. Eu cred că în Parlamentul European, repet, eu cred că în Parlamentul European este un moment important acum de a se spune așa, simplu și clar, ceea ce e bun în Europa pentru nemți și francezi și alți occidentali, e bun și pentru români. Ceea ce pentru nemți, francezi și alți occidentali nu e bun, nu e bun nici pentru români. De ce? Pentru că există o tendință, așa cum am discutat la începutul emisiunii dumneavoastră, de a incrimina România și de a o pune în poziție defensivă în ceea ce privește condiția ei în Uniunea Europeană, pentru că interesul marilor puteri este, dacă se poate, cum bine ați spus dumneavoastră, să încerce să ia din fondurile alocate pe criterii obiective țărilor membre ale Uniunii Europene, în mod special țărilor din estul Europei. Am văzut, simulând chiar guverne, simulând chiar niște guverne la conducerea unor țări. Ori, cred că este bine și e momentul ca în Uniunea Europeană, în mod special în Parlamentul European, să se pună foarte clar problema condiției de relație între marile puteri europene și respectiv
țările mijlocii și mici. Noi făcând parte dintre țările mijlocii, atât ca suprafață, cât și ca populație. După plecarea Marii Britanii, România este a șasea țară europeană ca pondere. Adică vorbim în ordine de Germania, Franța, Spania, Italia, Polonia și a șasea România. Din păcate, performanțele noastre economice fiind modeste, ca și produs intern brut, repet, suntem doar 1% din forța economică a Uniunii Europene. Însă, protecția fermierilor români trebuie mai bine prezentată și reprezentată în Parlamentul European și în Comisia Europeană. Sunt nenumărate cazuri foarte concrete în care întreprinzătorii români, dar în mod special fermierii, arată că există discriminare asupra modului cum se duc în Europa politicile agricole și mai ales subvenționările anumitor culturi și anumitor activități agricole pentru țările occidentale dezvoltate prin comparație cu țările din Estul Europei și în mod special și particular România. Așadar, cred că dacă ai competență și apreciez subiectiv, cu scuzele de rigoare și lipsa de modestie, că după o carieră de 27 de ani în care am exercitat 6 mandate de demnitate publică aleasă, adică 2 mandate de primar al Brașovului, 2 mandate de deputat, 2 mandate întregi de senator, prin cursurile care le-am urmat de-a lungul timpului, prin competențele politice care le-am dobândit, experiența și expertiza, mă recomandă pentru a reprezenta cetățeni români, o parte a lor cel puțin, acolo, dar prima condiție este, și folosesc prilejul emisiunii dumneavoastră, să rog argecenii și piteștenii, dacă ei cred oamenii în valorile de competență politică, cinste, patriotism, păi atunci oameni care promovează astfel de valori, printre care mă număr și eu, merită susținuți prin semnătură ca să candideze. Când ești independent, ai nevoie de 100.000 de semnături ca și un partid care e organizat la nivel național. Aș fi candidat din partea unui partid, dar partidele au alte preferințe. Cu regret o spun. Până de curând am fost membru ALDE. Are alte preferințe decât... Și atunci îmi încerc șansa de a reprezenta cetățenii. Voi primi semnături de la oameni? Voi avea numărul necesar? Voi candida. Nu voi primi semnături? Atunci înțeleg că asta e și mă împac cu amărăciunea, cum se spune. Deci recomand încă o dată argeșenilor și piteștenilor interesați să se uite pe Facebook, să se uite pe site-ul personal, repet, www.ghise-ioan.ro, ghise-ioan.ro. Am un telefon publicat 0724 307 433. Am o adresă de e-mail esențială, audiențe@ghise-ioan.ro. Acolo îmi pot scrie... Știți cum e, știți cum e. Cine vrea să vă găsească, vă găsește, da. Minte naș. Deci biografia mea, CV-ul, este public, se găsește și pe site-ul personal și pe site-ul Senatului României, unde am fost membru până în decembrie 2016, și eu propun aceste valori promovate la nivel european. Competență politică, cinste și patriotism românesc. Interesează pe cineva? Mă ajută să strâng semnături. Dacă nu interesează, bine, atunci... Conceptul de săraca mea țară bogată vă animă, vă dă putere în acest demers? Un naționalist francez care a murit, Jean-Marie Le Pen, spunea unor români în urmă cu vreo 10-15 ani așa, referindu-se la marile puteri mondiale și europene. Voi românii aveți o țară prea bogată ca să nu vrea ăștia să vă fure. Și atunci, săraca țară bogată, problema este următoarea. Noi, așa cum spune poetul, o luptă-i viața, deci te luptă cu dragoste de ea, cu dor, cred că avem misiunea să încercăm să ne promovăm interesele românești și demnitatea românească la nivel european prin toate mijloacele. Parlamentul European este o astfel de instituție. Un telespectator îndrăznește să-mi trimită câteva rânduri și zice așa: țara mea, floare de colț,
stea bogată pentru hoți. Ocrotește-ți bogăția până nu vine urgia, ce te lasă în chiloți să-ți privești doar sărăcia. A fost astăzi alături de noi domnul profesor Ioan Ghișe. Vă mulțumesc pentru participare, vă doresc succes, vă mai aștept. Sper că ați reținut acele date. Dacă doriți și sunteți de acord cu ce propune fostul senator, știți unde îl găsiți. Vă mai aștept și cu altă ocazie. Vă mulțumesc pentru onoarea de a vă fi invitat și aștept ca argeșenii, piteștenii, dacă găsesc de cuvință, să sprijine efortul meu de a strânge cele 100.000 de semnături pentru candidatura la Parlamentul European. Vă mulțumesc, la revedere! Doamne ajută, până data viitoare să auzim doar de bine!